Cum vede Dumnezeu frica? Poate face El ceva care să mă ajute să scap de frică? În această serie ne propunem să răspundem la cele mai frecvente întrebări legate de Biblie, folosind aceeași măsură cu care măsura și Iisus. Stă scris, obișnuia El să spună, celor care deveneau prea inventivi în ceea ce privește învățătura. În acest video încercăm să aflăm, folosind același etalon, Biblia, cum vede Dumnezeu frica noastră și cum ne ajută să o învingem. Apropo, scrie-ne în comentarii experiența ta în acest sens. Frica este un sentiment normal atunci când apar situații periculoase în viață. Ea are rolul să te motiveze să te adăpostești de pericol și să-i poți supraviețui cu bine, evitând pierderea. În același timp, frica poate fi și un sentiment negativ care îți împovărează sufletul. Undeva la confluența efectului ei protectiv și cel dezonorant, s-a și născut zicala, fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Dar cum se relaționează Dumnezeu la frica ta? Cu totul altfel decât o faci tu în mod normal. Omul, în general, se lasă stăpânit de frică atunci când, evaluând situația, își dă seama că nu poate face față amenințării care îi stă în față. Cum ar fi? Un inamic mai puternic, o catastrofă naturală, o boală incurabilă, o criză economică, moartea și așa mai departe. Atunci frica preia pupitrul de comandă și începe să coordoneze toate acțiunile lui. Psihologia a încercat să se lupte cu problema fricii și a încercat să dea soluții pentru ea. Problema este că sentimentul pierderii devine incontrolabil atunci când criza devine suficient de profundă și amenințarea suficient de mare. Și atunci nicio tehnică a minții, nicio acrobație psihologică nu mai funcționează, oricât de sofisticată este ea. Atunci, pur și simplu, omul are nevoie de cineva mai puternic decât problema pe care o înfruntă. Și cine poate fi mai puternic decât catastrofele naturale, bolile incurabile sau însăși moartea? Exact, ai ghicit, doar Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care nu mai există nici atei, nici experți de dezvoltare personală pe o corabie care se scufundă, ci fiecare dintre ei înalță o rugăciune disperată către Dumnezeu. Pentru că da, Dumnezeu are soluții la toate fricile noastre. În primul rând, El are un alt criteriu pe care ne cere să ni-l asumăm în evaluarea situațiilor de criză, și anume, nu contează cât de mare este amenințarea, ci contează care este decizia morală pe care trebuie să o iei. Pentru că binele este un principiu mai înalt decât frica. De aceea Dumnezeu îi mustră în Biblie pe toți aceia care, mânați de frică, reneagă principiile morale și atașamentul față de cel care le-a dat. Un exemplu notoriu este cel al lui Petru, care s-a lepădat de Iisus de frică să nu-i împărtășească soarta. Cu toate că Iisus le zisese, oricine va voi să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Interesant! Iisus nu-i oferă omului o schemă psihologică cu care să-și păcălească mintea, ci îi spune, dacă stai la principii, chiar dacă vei pierde viața, eu ți-o voi da înapoi. Pentru că Iisus știe că omul nu poate trăi cu gândul pierderii irreversibile, ci doar cu cel al pierderii temporare. Și da, funcționează. Dovezile istorice confirmă că în arene și temnițe creștinii nu urlau de groază, ci cântau. În plus, Dumnezeu lucrează cu un alt motivator, care este mai presus decât frica și o învinge, dragostea. Ioan Apostolul spune, în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Cu alte cuvinte, Ioan spune că prezența fricii este un indicator că legătura cu Dumnezeu, care este dragoste, este întreruptă și trebuie refăcută. Pentru că omul despărțit de Dumnezeu și dominat de frică nu va putea face binele, ci va fi biruit de rău.
De aceea, la sfârșitul timpului, fricoșii sunt băgați în aceeași oală cu alte categorii detestabile. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Așa că în orice situație în care frica încearcă să te domine, adu-ți aminte că Iisus ți-a zis: nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Dacă vrei să știi cum te ajută Dumnezeu să traversezi crizele vieții, ți-am pus un video aici. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat imediat ce postăm un nou video. Pe curând!